O femeie a murit, iar alte 10 persoane au fost grav rănite în urma unui atac armat. Totul s-a întâmplat într-o stație de autobuz dintr-un oraș din sudul Israelului. Atacatorul a fost ucis chiar la fața locului de către soldații de fe, care au aflat până acum despre individ că ar avea cetățenie israeliană. Atenție urmează imagini care vă pot afecta emoțional. 11 persoane au avut de suferit, dintre care una și-a pierdut viața în urma unui atac armat petrecut în orașul Berșeva din sudul Israelului. Scenele desprinse parcă dintr-un film de groază s-au întâmplat chiar în stația de autobuz lângă un cunoscut restaurant fast food. Individul a pătruns cu rapiditate în clădire și, fără să stea pe gânduri, a deschis focul asupra tuturor celor care au stat în calea sa. La doar câteva minute după ce a deschis focul, atacatorul a fost prins și ucis de mai mulți ofițeri aflați în zonă. Din primele informații, atacatorul pe numele său Ahmad al ar avea 29 de ani și ar fi un cetățean israelian din satul Ugbi de lângă Hura, care ar avea și antecedente penale. Cei răniți au fost transportați la unitatea de primiri urgențe, în timp ce una dintre victime a fost declarată decedată la fața locului. Femeia a fost identificată ca fiind sergentul Shira Suslik, ofițer al Poliției de Frontieră din Berșeva, iubită de altfel de cei din zonă. Autoritățile israeliene anunță că au deschis o anchetă în urma atacului, atât pentru a face dreptate victimelor, cât și pentru a afla motivul care l-a împins pe individ să recurgă la gestul extrem.